Capitolul 4. Despre ființa lui Dumnezeu. Ființa lui este necuprinsă cu mintea. Este evident că există Dumnezeu. Ființa și natura lui însă este cu totul incomprehensibilă și incognoscibilă. Este evident că Dumnezeu este necorporal, căci cum ar avea corp ceea ce este infinit, nemărginit, fără de formă, impalpabil, nevăzut, simplu și necompus? Cum ar fi neschimbător dacă ar fi mărginit și pasibil? Cum ar fi impasibil ceea ce este compus din elemente și ceea ce se descompune iarăși în aceleași elemente? Căci compunerea este principiul luptei, lupta principiul dezvinării, dezvinarea principiul descompunerii, iar descompunerea este cu totul străină lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi corporal, cum se va putea respecta dictonul că Dumnezeu străbate prin toate și umple toate, după cum spune Scriptura? Nu umplu eu oare cerul și pământul, zice Domnul? Căci ce este cu neputință ca un corp să treacă prin corpuri, fără să taie, fără să fie tăiat, fără să se împletească și să întâmpine împotrivire, după cum se amestecă și se combină toate corpurile lichide? Dar dacă unii zic că Dumnezeu este un corp imaterial, ca așa numitul, de înțelepții greci, al cincilea corp, vom spune că este cu neputință, deoarece negreșit el se va mișca ca și cerul. Căci acesta spun ei că este al cincilea corp. Cine este însă acela care îl mișcă pe acesta? Căci tot ce se mișcă este mișcat de altcineva. Și pe acela cine? Și aceasta la infinit, până vom ajunge la ceva nemișcat. Iar cel care mișcă pentru prima dată este nemișcat și acesta este Dumnezeu. Oare nu va fi circumscris în spațiu ceea ce este mișcat? Pentru aceea numai dumnezeirea este nemișcată, mișcând toate prin mișcarea sa. Deci trebuie să conchidem că dumnezeirea este necorporală. Dar nici aceasta nu este ceva care explică ființa lui, după cum nu explică nici faptul că este nenăscut, fără de început, neschimbător, incoruptibil și toate câte se spun despre Dumnezeu sau sunt în legătură cu Dumnezeu. Căci acestea nu indică ce este ființa lui Dumnezeu, ci ceea ce nu este. Cel care voiește să definească ființa cuiva, trebuie să spună ce este ființa aceluia, nu ceea ce nu este. Cu privire la Dumnezeu însă, este cu neputință să spunem ce este ființa sa. Dar este mult mai potrivit să vorbim despre ființa lui Dumnezeu, făcând abstracție de toate existențele, căci Dumnezeu nu face parte din existențe. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu există, ci că El este mai presus de toate existențele și mai presus de însăși existența. Și dacă cunoștințele sunt în legătură cu existențele, urmează că ceea ce este mai presus de cunoștință va fi negreșit și mai presus de existență și, din contră, ceea ce este mai presus de existență va fi și mai presus de cunoștință. Prin urmare, dumnezeirea este infinită și incomprehensibilă. Și numai aceasta putem înțelege cu privire la ființa sa, anume nemărginirea și incomprehensibilitatea sa. Toate câte le spunem în chip afirmativ cu privire la Dumnezeu nu indică natura Lui, ci cele în legătură cu natura Lui. Chiar dacă vom spune că Dumnezeu este bun, că este drept, că este înțelept sau orice altceva, nu indicăm natura Lui Dumnezeu, ci pe acelea în legătură cu natura Lui. Sunt unele însă care se spun în chip afirmativ cu privire la Dumnezeu, care au o putere de negație covârșitoare. De pildă, când spunem că Dumnezeu este întuneric, nu înțelegem că Dumnezeu este întuneric, ci înțelegem că nu este lumină, ci ceva mai presus de lumină. Și când zicem că este lumină, înțelegem că nu este întuneric.